Salut! Dar toată lumea și bine v-am regăsit la un episod din Skype VP, episodul numărul 10. Ok, continuăm seria noastră de mult, aveam o serie acum vreo 6 luni de Skype VP și am zis, bă frate, hai să recontinuăm, what the fuck is going on? Să continuăm seria de Skype VP pe serverul TNT și de ce nu avem pe Funky dat chestia asta, așa, se mișcă, adică se mișcă fain, ok. Hai să mergem jos, să vedem cum se face chestia, cum se face treaba. Ok, sigur că o să fie numai tip full diamond care mi-au pleznit una și am murit. Deci o să încercăm să ne ferim de tipii aia. Serverul acesta e foarte tare, craft.minecraft.ro, dar nu știu de ce scrie TNT Craft, deoarece ar trebui să fie craft, nu? Zic și eu. Dar oricum, e tot același lucru, mie e tot același lucru, e foarte fain serverul. Serverul IP-ul acesta, cred că îl veți avea și în descriere, nu știu dacă nu e, dar acesta este oricum. Deci să dau și un copy. Ok, am dat și un copy la server ca să pun în descriere. Ok, și hai să vedem, hai să mergem acolo, dar acolo e un tip full diamond și mie că mor, adică 100% o să mor, nu că mie că mor. Dar hai, oh my god, uite-l. Hai mă mor, bă, mori mă. Da, teammates, din câteva, nu, s-au auzit că se bat după aia. Ok, o să încerc să mă ferez de ei, deci genul o să vin aici, să vin încet. Ia uite-l. Uite acolo. A, l-am luat. Wow. A. Păi să nu vine cineva tot pe aici. Hai repede să fug. Wow. Ce-a fost chestia aia? Mi-a dat one shot kill. Adică nici măcar nu l-am văzut. Oh my god, ce prost pot să fiu la chestia asta. Fii atent, am o idee. Deja. Jap. Pot să ajung. Da, mă, pot să ajung, fiat. Da, pot să ajung, mă. Unde? Iată-l. Fug, hai că fug, hai, pot să fugi de mine, dar nu te pot ascunde. Dar ce vii după mine? Asta e întrebarea mea, bă. Că aia acum înțeleg, bă, tu ești upset. Hai, ce prost. Ah, îs mort. Sau, maybe not, maybe yes, maybe not. Nu, vine după mine prostul la full diamond, mă. Are ceva cu mine. Nu, timp, bă, coaie timp, bă, ce prost ești, doamne, timp. Nu cred că, sau cred că se joacă de ieri Minecraft. Nu știe ce chestia aia, team. Se pare, oh my god, tipul ăla full diamond acolo. Hai să, oricum. Oh my god, 2000 de kill-uri. Eu ziceam că ajung din primul episod în top. 2000 de kill-uri, oh my god, frate. Clar, nici din al 10-lea mie episod nu cred că ajung la. Fac, care căcat de ăla? De mă atacă pe mine dacă îl dau în el. What the fuck? Nu pot să-i fac nimic tipul ăsta, nici dacă dau în el mor singur. Hai, stai acolo. Ar fi frumos din partea ta să stai acolo. Până eu fug de tine. Da. Jucăm un full screen, de aia avem atât de puține FPS-uri. Și oricum, Windows 8 îi devină. Uai, bă! M-am dat săgeată singură. What the fuck? Mi-am dat un cap. Ok, cum am făcut chestia asta? Naiba știe. Ok, de la Windows 8, pentru că știți tot timpul, eu n-am avut Windows 8 așa de mult, dar acum am zis să-mi trag Windows 8, mă rog, acum cu o lună în urmă am zis să-mi trag Windows 8 și știu că tot timpul Windows 8 mergea în puține FPS-uri după ceva timp, deci primul timp mergea 600, fuck my life, am picat, mergea 600, 700 și după aveam 100-200, tot timpul, uitați, 75 de frame-uri, vedeți, frate? Trebuie să fac ceva, să-mi bag Windows 7 sau ceva. Oh, ia uite-l pe tipul ăsta. Oh my god, s-a oprit tipul. Hai, vino. What the fuck is going on? No. Te duci, bă, te... Dă-i-ne ăla. Roberto, what the fuck? Cum se cheme, mă, Roberto pe Minecraft? Hai, repede, știu că poți. Hai.
Și avem aproape 300.000 de viziuri totale. Mersi foarte, foarte mult, PvP jos. Avem 280.000 de vizionari. What the fuck is going on? What the fuck? Am pus acum 2 săptămâni videoul cu thanks for 200.000 de vizuri și avem aproape 300.000, bă. Păi noi în chestia asta o să ajungem în 3 luni la 1 milion de vizualizări dacă ținem tot așa cu vizurile și mersi foarte, foarte mult. Chiar apreciez faptul că voi vă uitați la mine și că vă place ceea ce fac, chiar dacă, na, într-un mod mai shitty, pentru că abonații lui Geo îmi fac hate pentru o cert de mai de mult. Și na, acum el a fost crescut în abonați de Zeze Andrei, pentru că de acolo mi-am și amintit, eram și uitat de tipul ăla, Geo Style. Și chiar vreau să fac pace cu el, dar n-am cum, pe la nu bag în seamă pe nimeni, frate, la anonim, la gata, acum că eu făcut promovare Zeze, acum gata, e limp, e Rafael, știi? Și nu mai bag în seamă, pur și simplu, nu mai bagă pe nimeni în seamă. Îi zici un comentariu, nu răspunde, până și Rafael răspunde la câteva din comentarii, faza e că el nu răspunde la niciun comentariu, știi, asta e foarte, foarte nasol. Deci, da, clar. N-ai ce să-i faci, asta este, sau cu like-urile, comentariile dezactivate, pentru că abonații lui Geo fac hate, wow. Pentru că știu că odată mai primeam mesaje private și încă mai primesc, stați cei, pentru că îmi ziceau, bă, fraiere, te pui tu cu Geo și alea, știi, faza asta, e cearta, asta a fost acum un an, ok? Eram și eu și el, what the fuck, eram și certa și sincer, oh my god, văd pe cineva, oh, mi se pare că văd pe cineva, certa asta sincer a fost de la cine e mai mare de acolo, frate, cine e mai tare, cine e mai, cine, care are mai mulți ani, știi, de la chestia aia a fost toată cearta și el mă făcea copil de 10 ani, eu îl făceam pe el copil de 9 ani și tot așa și na, de acolo a început cearta asta. Dar acum n-am, încep să-l cred pe el ce zicea și chiar îmi pare rău pentru ce a zis, dar asta e. Acum nu mai am ce să fac. Dacă el așa e, asta e. Nu mai am ce să fac și abonații lui trebuie să vină să-mi facă mie hate, pentru că altceva n-au ce face copiii de 9 ani, asta e. Ok, bine, eu atunci chiar aveam 11 ani, ok? Pe vremea aia chiar aveam 11 ani. Ok, recunosc, atunci când mă făcea el copil de 9 ani, n-aveam 9 ani, dar aveam 11 ani. Acum am 12, ok? Fac 13, da? Pulă-mă tot chestia aia, adică tot copil rămânem toți, tot copii rămânem toți, pentru părinții noștri, bă, toți suntem copii, bă. Lol, până la 40 de ani, dacă o să mai trăiește mama, tot copilul rămâi, bă. Deci să știi, bă. Ok. Băi, nu mai văd pe nimeni, cineva a rămas singur? Oh, nu am rămas singur, dar n-am ce facem. Ok, oricum, de atunci a trecut foarte mult timp, bă, frate. Cred că un an și vreo 5-6 luni. De câte știu eu a trecut, sau ceva de genul. Un an și 6 luni, oricum știu că aveam, eu aveam vreo 900 de abonați sau 800 și el avea vreo 400-300. Și acum e cam tot aceeași diferență. El are 2800 și eu am 3400. Tot cam aceeași diferență e între abonați. Tot așa am crescut amândoi. Asta e. Bă, da. Nimic pe aici, niciun player. Mai... Bă, sau ia toți playerii de pe server. What the fuck? Deja încep să cred că ia toți playerii de pe server. Uai, mamă. Am dat bow și nu trebuia să-l dau. Ok. Pac. Și n-am. Între timp s-au mai întrebat, s-au mai întâmplat chestii și na, știți că faza asta cu Geo în poemei nu se va uita niciodată, pentru că mai ales de faza, adică mai ales abonații nu vor uita, pentru că abonații deja gen cum are Rafael și ăștia la alți fani și dau la fiecare videoclip like, abonații lui Geo sunt fanii mei în dislike, gen la fiecare videoclip pe care îl postez, intră și dau dislike, foarte, foarte simplu. Și gen, pe asta pe mine mă deranjează, adică, why, știți, eu cu Geo, poate Geo nici mă mai știe măcar, știți? Deci, de ce faceți chestia asta? De ce sunteți copii de 9 ani și dați dislike la fiecare videoclip? Și, în plus, știi, faza aia cu Flood, că m-am uitat și la videoclipul ăla adevărat a fața lui Raul și atât ITB, și știi, faza aia cu Anonymous și alea era total fake, deci măcar abar n-aveam să dau Flood pe vremea aia. Ai boss. Hai că acum pot repede să vin aici. Ok. Hai boss. Pe vremea aia, sincer, aveam 10.000 sau 9.000 de vizionări totale. What the fuck? 10 sau 9.000 de vizionări totale, extrem de fucking puțin. Gen, aveam 10.000 de vizionări totale.
Oh my god, cum a aruncat. Deci aveam 10.000 de vizionări totale, bă. Și noi, ca și cum la fiecare videoclip. Deci atunci aveam vreo 300 de videoclipuri. 300 de fucking videoclipuri și 10.000 de vizionări. Păi acum eu am 300 de videoclipuri, în puii mei fac... What the fuck? Eu cred că acum am 300 de videoclipuri, fac vreo 60.000 de vizionări sau 70.000. Nici mai mult chiar. Pula mă, fac vreo 100.000 de vizuri în 300 de clipuri. Na, mănânci Golden Apple, du-te în puii mei. Oricum, atunci frate, aveam vreo 20 de vizionări, 13 vizionări. What the fuck? Acum la videourile alea, nu știu de ce, dar știți videoclipurile la praf, calitate 360p. Nici măcar calitate n-aveam atunci pe vremea aia, pentru că n-aveam net, frate, n-aveam net bun, aveam net de 10 mega pe secundă, vă știți ce 10 mega pe secundă, mă? 10 mega pe secundă e undeva viteza de download în torrent de 100 de kilobiți sau 90 de kilobiți, foarte puțin, bă. Acum viteza de download mie de vreo 80 de mega, 60 de mega, de 80 și 60 de mega. Foarte mare acum. Și acum bag mult mai ușor video. Pot să postez 10.000 de videoclipuri pe zi, a câte 15 minute. Mă rog, n-ai cum, că nu-ți permite timpul, dar aș putea, știi? Pot să postez, frate, fac un videoclip de competitiv, gen, mi se bagă în fucking 2-3 minute. Foarte puțin. Și de-aia v-aș recomanda și OBS-ul. Să folosiți OBS-ul, gen. Foarte bun, face videoclipurile, nu le face chiar mari. Mă rog, face un clip de competitiv vreo 3 GB, dar totuși îl face destul de puțin pentru un videoclip de 40 de minute. Și bă, fraților, sper că vă prins bine discuția asta. Ok, se vede de la funk, așa mai întunecat. Păi, bă, fraților, eu am să mai fac episoade unde și jucăm și discutăm chestii importante sau chestii intelectuale sau orice. Păi, fraților, sper... Ia, uite, spam. Fraților, sper că v-a plăcut, dar... O top fama, am pucnit singur cu o săgeată. Bine. Păi, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Raul și ne vedem, desigur, în episodul următor. Bye!